Câștigător al premiului Palme d'Or în 2007, cu 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, Mungiu a mărturisit că este extrem de dificil de judecat filmele, chiar dacă după câțiva ani se va ști dacă un film este bun sau nu, relatează agenția France Press. Ceea ce caut la un regizor este onestitatea, a afirmat Mungiu în cadrul tradiționalei conferințe de presă a membrilor jurului, care a precedat deschiderea oficială de miercuri seara festivalului. Regizorul american Steven Spielberg, președintele jurului celei de-a 66-a ediție a festivalului de la Cannes, a salutat faptul că se află în centrul a 2 săptămâni de celebrare a cinemaului și nu doar 2 săptămâni de competiție. Filmele sunt întotdeauna în concurență unele cu altele pentru a atrage publicul în săli, a explicat regizorul. În opinia sa, Cannes este o manifestație culturală mondială. Spielberg consideră reconfortant faptul că la Cannes nu există campaniile care pot fi întâlnite la Hollywood în favoarea unui film sau altuia.